Imediat cum a ajuns în sala unde se susținea spectacolul, Elena Băsescu a fost înconjurată de admiratori. Și dumneavoastră vă mulțumesc din suflet că ați acceptat. Fica șefului statului a intrat imediat în atmosferă. A fredonat pe imnul partidului și s-a prins în hor alături de vicepreședintele PDL, Cezar Preda. Notorietatea numelui pe care îl port face să fiu primit atât de bine peste tot pe unde merg. Mi se transmite din simpatia tatălui meu. Elena Băsescu a venit însoțită de alte fruntașe ale partidului, dar de la seniori. Printre ele s-a numărat deputatul Raluca Turcan, fostul ministru Sulfina Barbu și Monica Iacob Ridzi. Parcă așa de multă lume veselă, fericită și relaxată n-am mai văzut de mult. Peste 3000 de femei au venit la sala sporturilor din Buzău pentru a participa la spectacolul dedicat lor.